Capii Dava se ridică pe malul drept al Dunării la jumătatea distanței dintre Hârșova și Cernavodă, șoseaua care leagă localitățile trecând chiar pe lângă zidurile cetății. Pe teritoriul țării noastre încă se păstrează foarte multe edificii istorice. Ele sunt cele care amintesc că noi, românii, suntem aici de mii de ani. Un astfel de loc este și cetatea Capidava, unde mă aflu acum și unde vă invit și pe dumneavoastră să poposiți pentru a avea întâlnire cu istoria. Cetatea ocupa un loc important în sistemul defensiv roman, făcând parte din seria de castre și fortificații ridicate în timpul împăratului Traian, la începutul secolului al II-lea, în cadrul măsurilor de organizare a limesului dunărean. Observați aceste ziduri, dacă ele încă sunt în picioare după 2000 de ani, denotă faptul că strămoșii noștri erau foarte buni meșteșugari, știau să facă lucruri care să dureze peste mii de ani. Acum este rândul nostru să le păstrăm, să le conservăm pentru a rămâne aici și peste încă 2000 de ani, ca urmașii noștri să aibă și ei cunoștință despre tot ce a existat pe acest pământ. Importanța strategică a locului a determinat instalarea unei stațiuni militare, precum și amplasarea și dezvoltarea unui centru civil în epoca romană. Atacurilor carpilor și goților, castrul a fost distrus, fiind nevoie de refacerea lui integrală. Cetatea, vizibilă ca ruine astăzi, a fost construită în secolul III și are planul unui patrulater, 105 cu 127 de metri. Desele atacuri au făcut ca cetatea să aibă mai multe faze de reconstrucție, 4 faze de construire romană. În epoca romană, alături de castru, s-a dezvoltat și o așezare civilă, amplasată în nordul cetății și care s-a dovedit a fi una de adevărat centru urban. În apropierea așezării civile și a castrului, pe locul satului actual, se întindea necropola. Cetatea este în întregime refăcută la sfârșitul secolului al V-lea, începutul secolului al VI-lea, înainte de Hristos. Capidava rămâne un loc plin de istorie și interes național pe care turiștii nu ar trebui să-l ocolească.